Tălcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de Părintele Profesor Stelian Tofană. Iubiți creștini, ne despar doar câteva ore de marea sărbătoare a creștinătății și anume Nașterea lui Iisus sau Crăciunul, cum îi se mai spune. Așadar, sărbătorim la Crăciun venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, întruparea Lui, nașterea Lui, așa cum am spus, ca om din Fecioara Maria. Dar o naștere mai presus de puterea noastră de înțelegere rațională a fenomenului în sine. Iubiții mei, în Noul Testament doar 4 autori vorbesc despre nașterea lui Iisus sau despre întruparea sa. Este vorba de evangheliștii Matei și Luca, ambii în capitolul 2 al scrierilor lor, de Ioan, capitolul 1, versetele 11 și 12 și Sfântul Pavel, Marele Apostol al Neamurilor, în epistola trimisă Galatenilor, în capitolul 4, versetul 4 până la 6. Sfinții evangheliști Matei și Luca relatează evenimentul din perspectivă istorică, descriindu-l ca fiind un eveniment real al istoriei. În schimb, Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfântul Pavel, în relatări foarte scurte, se opresc asupra semnificației teologice a evenimentului nașterii lui Iisus, spunând lumii de atunci, cele de azi, dar și cele care va veni după noi, ce anume a adus nașterea lui Iisus Hristos omului tuturor timpurilor, și anume statutul de copil al lui Dumnezeu și implicit de frate al lui Iisus. Acest nou statut este un dar pe care omul a primit și în acest dar stă toată semnificația teologică a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune răspicat acest lucru. Citesc din Epistola către Galateni, din capitolul 4, versetele 4, 5 și 7. Iată ce spune el. Dar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege se răscumpere. De ce? Și acum e important, ca să dobândim înfierea. În felul acesta, spune Sfântul Pavel mai departe, tu nu mai ești rob, ci fiu. Iar dacă ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ceea ce observăm, iubiții mei, din acest text este faptul că nașterea lui Iisus n-a rămas în viziunea apostolului Pavel un eveniment izolat, singular al istoriei, fără consecințe sau implicații în viața omenirii. Nu! Ci prin dobândirea calității de copil al lui Dumnezeu, de fiu al lui Dumnezeu, omul a intrat atunci, la nașterea lui Iisus, în familia lui Dumnezeu, în familia cerului. Și astfel Dumnezeul Vechiului Testament, unul departe de om, răzbunător, așa cum era perceput atunci, dar răzbunător în mod pedagogic pentru greșelile omului, îi devine acum nu unul apropiat, ci mai mult decât atât, și anume chiar Tată. Tot Sfântul Pavel exprimă acest adevăr în mod lămurit. În aceeași epistole pe care am amintit-o mai înainte și în același capitol 4, e vorba de epistola către Galateni, de data aceasta versetul 6. Citesc ce spune Sfântul Pavel. Și pentru că sunteți fii, deci pentru că sunteți fii, Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului Său care strigă acolo în inima noastră, în ființa noastră. Ce strigă lui Dumnezeu? Ava, adică părinte. Acesta este, iubiții mei, motivul pentru care Crăciunul este sărbătoarea familiei. Pentru că la Crăciun ne sărbătorim și propriul nostru statut, acela de copil al Tatălui Ceresc, adică al familiei Cerului. Din acest punct de vedere, Crăciunul nu este numai un eveniment al istoriei trecute și care an de an este rememorat, ci și o permanentă actualizare a ceea ce s-a petrecut atunci cu omul, adică dobândirea calității lui de copil al lui Dumnezeu. Și astfel, evenimentul nașterii lui Iisus devine contemporan cu fiecare dintre noi și cu fiecare generație de oameni. O cântare de la Crăciun numită Condac exprimă minunat acest lucru printr-un repetat cuvânt astăzi, este vorba de cuvântul astăzi, care se repetă, și prin folosirea la prezent a verbelor care redau cele petrecute acum mai bine de 2000 de ani. Iată ce spune cântarea. Fecioara astăzi pe cel mai presus de fire naște. Deci naște, la prezent verbul, și astăzi Fecioara naște. Și cântarea spune mai departe. Pământul astăzi, peșteră celui neapropiat, se face sau se aduce. Din nou avem cuvântul astăzi, când peștera astăzi se face celui neapropiat, celui care nu poate fi cuprins în minte și în gând și în raționamente, deci se face astăzi peștere lui ca să se nască. Așadar, astăzi Fecioara naște pentru mine și pentru tine și nu ieri și nici mâine, în sensul că toate cele petrecute atunci ne sunt tuturor astăzi contemporane. Iubiții mei, Crăciunul este sărbătorit ca atare pretutindeni în întreaga lume creștină. Numai că astăzi nașterea Domnului este sărbătorită mai mult ca oricând, într-un mod cu totul secular. Câți oare dintre creștinii timpului nostru care prăznuiesc această zi cunosc cu adevărat semnificația ei? Este o întrebare deloc retorică. Și în acest sens aș dori să mă refer doar la două lucruri asociate cu Crăciunul, ca să vedem, așa cum am spus, cum sărbătorim noi azi Crăciunul și ce înseamnă de fapt Crăciunul pentru mulți dintre noi. Și primul lucru la care vreau să mă refer este cel legat de cadouri. Luna decembrie este denumită luna cadourilor. Așa după cum bine știm și bine auzim în fiecare clipă în această lume, în această lună, pe toate mediile. Și nu este numită luna nașterii lui Iisus așa cum ar trebui să fie numită. Evenimentul nașterii lui Iisus este doar pretextul preocupării doar pentru cadou. Și astfel creștinii aleargă peste tot după ele. Străzile au devenit, așa cum putem să vedem, supraaglomerate de mașini. Molurile au devenit neîncăpătoare și tixite de oameni, alergând ca într-un furnicar după cadouri. Internetul ne bombardează pe toți cu surogate de cadouri și cu oferte. Copiii așteaptă nerăbdători pe Moș Crăciun care să le aducă cadouri. Pe Moș Crăciun, nu pe pruncul Iisus din Crăciun. O societate ultracomercială l-a scos așadar, iubiții mei, pe Iisus din Crăciun și din așteptarea lumii. Și noi o acceptăm pe această societate. Și ceea ce este cel mai trist din această preocupare pentru cadouri a omului de azi este faptul că niciunul dintre ele, dintre aceste cadouri, nu este pentru cel sărbătorit la Crăciun, adică pentru pruncul Iisus, ci pentru noi înșine. Ba mai mult, povestea lui Moș Crăciun, care aduce cadouri, este pentru unii copilași nu un prilej neapărat de bucurie, ci unul chiar de rănire sufletească. Și iată de ce. Și v-aș ruga pe toți să fiți cu luarea minte la ceea ce spun acum. Acei copii ai căror părinți au o stare materială modestă, sunt mai săraci, vor primi de la așa zisul Moș Crăciun infinit mai puține daruri și mai modeste, comparativ cu cele ale colegilor lor, comparativ cu ceea ce primesc unii dintre colegilor, dintre prietenilor, ai căror părinți au o stare materială mult mai bună, adică sunt mai înstăriți, mai bogați. Și atunci, ce vor zice ei despre Moș Crăciun, cel nedrept și prieten mai bun și mai atent cu copiii înstăriți și mai puțin generos cu cei mai sărăcuți? Îl vor mai aștepta ei pe un astfel de Moș Crăciun nedrept, incorect, care face deosebire între copii? Nu cred. Și atunci, dacă ei vor asocia venirea lui Moș Crăciun cu nașterea lui Iisus, s-ar putea ca să nu mai aștepte nici Crăciunul, dacă această sărbătoare devine pentru ei mai puțin darnică, ba chiar nedreaptă, așa cum am văzut în cele ce am spus mai înainte. Iată ce am făcut noi creștinii cu Crăciunul. L-am scos pe Hristos din el și am pus în el un moș pe care l-am numit Crăciun și care aduce cadouri, dar nu în mod egal și la fel pentru toți copiii lumii. Ce trist! Cum să devină astfel Crăciunul cu pruncul Iisus din el, născut în condiție umilă? Cum să devină credibil și așteptat de toți copiii la fel, dacă el face deosebire între ei? Dacă pentru unii Crăciunul este mai darnic, iar pentru alții mai sărac, mai modest. Dacă tot am amintit de cadouri, pun acum o întrebare. Să ne oferim totuși cadouri unii altora? Răspunsul meu este da, dar care cadouri? Care cadou să ne-l oferim unii altora? Iată care: pe cel al iertării, pe cel al iubirii, pe cel al sincerității, pe cel al milei, pe cel al smereniei, pe cel al onestității, pe cel al demnității și așa mai departe. Și al doilea lucru la care vreau să mă refer este legat de întrebarea cum sărbătorim noi Crăciunul. Noi ca și copii ai lui Dumnezeu, ce fel de copii ai lui Dumnezeu suntem noi la Crăciun? Pentru a înțelege mai bine acest fapt, să presupunem, iubiții mei, următorul scenariu. Să ne imaginăm că un tată cu mai mulți copii ar organiza sărbătoarea zilei de naștere a celui mai mare și ar chema la sărbătoare pe toți copiii lui, cum normal este. Și la timpul potrivit, când totul este gata, ajung toți în sala de petrecere, o sală decorată frumos, în care se găsesc mâncăruri alese, iar o muzică serafică, angelică, poate fi auzită din orice colț al încăperii. sosește și momentul în care să se ofere darurile celui sărbătorit. Dar, în loc să le ofere fratelui sărbătorit, am vedea cum încep toți să și le împartă între ei, ignorându-l complet pe cel sărbătorit. De neînchipuit, de neacceptat, am spune. Dar mai mult, iubiții mei, să ne imaginăm că la un moment dat tatăl ar observa cum într-un colț 2 sau 3 dintre copiii săi stau cu spatele unul la altul și nu-și vorbesc. Apoi într-un colț ar vedea cum 2 se îmbrâncesc, iar în altul cum 2 dintre copiii lui chiar se omoară. Să ne întrebăm acum, ce sărbătoare ar mai fi acolo? Cum ar fi inima tatălui, a acelui tată și a copilului lui sărbătorit? Ce ar mai fi acolo? Ar mai fi acolo bucurie? Nu, iubiții mei, acolo n-ar mai fi decât lacrimi și inimi frânte. Pornind acum de la această imaginare scenă, să ne întrebăm, nu cumva se petrece an de an de Crăciun acest fapt aievea chiar cu noi? Nu cumva sărbătorim chiar noi creștini acestui început de mileniu nou, tocmai în acest mod Crăciunul? În multe case de Crăciun este vrajbă, iubiții mei. Sunt certuri. Soții nu-și vorbesc. Copiii cu părinții au devenit străini unii altora. Frații se dușmănesc, vecinii se urăsc și așa mai departe. Cred că pentru prea mulți dintre noi, sărbătoarea nașterii Domnului a devenit de mult doar o ocazie în care, în timp ce îl sărbătorim pe El, ne sărbătorim doar pe noi înșine. Sau poate nici pe noi. Ce dar oferim aceluia care ne-a dat nouă supremul dar de Crăciun, și anume care, înfierea, adică calitatea de copil al lui Dumnezeu? Socotesc și mă întreb în același timp, văzând cum este sărbătorit azi Crăciunul, și ce mai înseamnă Crăciunul pentru mulți, dacă nu cumva creștinătatea de azi trebuie să-L pună din nou pe Hristos în Crăciun. Și atunci, desigur, ne mai întrebăm, sau ar trebui să ne întrebăm, ce avem totuși de făcut ca Crăciunul să fie Crăciun? Iar noi, copii adevărați ai Tatălui din cer. Iubiții mei, nimic altceva n-avem de făcut sau n-ar trebui să facem decât ceea ce au făcut păstorii și magii. Ce au făcut ei? Haideți să vedem spre încheiere. Păstorii îl întâlnesc pe Iisus în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, sub chipul unui copilaj care nu vorbește, a unui prunc care nu zice nimic. Ei singuri, păstorii, trebuie să se convingă crezând semnelor care li s-au dat. Poate că uneori și noi îl întâlnim pe Iisus într-un astfel de mod în care El nu ne vorbește, așa cum noi am dorit. Rămâne atunci doar ca noi să dăm crezare atâtor mărturii din jurul nostru care ne vorbesc despre El și ne trimit la El. Așadar să ascultăm și să pornim ca păstorii în căutarea Lui. Și azi ca și atunci, Dumnezeu să știți că se lasă găsit dacă îl căutăm. Iar după ce l-am aflat, să lăudăm precum păstorii pentru toate câte am auzit în viață și am văzut că a făcut El cu noi. După ce l-au găsit pe pruncul nou născut, Sfântul Luca spune că păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră, precum li se spusese. Am citit din Luca, din capitolul 2, versetul 20. Așadar, iubiții mei, păstorii nu rămân doar uimiți de minune, ci trag din ea consecințele practice, desfășurând prima misiune creștină și dând prima mărturie în lume despre Iisus, pruncul venit în lume pentru noi. Păstorii devin astfel primii evangeliști ai nașterii lui Iisus și primii colindători ai pământului, întrucât ajung la iezlea pruncului Iisus înaintea magilor, așa cum ne spun evangeliștii. De atunci încoace ei vestesc mereu lumii, păstorii aceia, ca martori, ce anume? Evanghelia nașterii lui Iisus sau Evanghelia Crăciunului. Și astfel istoria a consemnat în paginile ei și Evanghelia păstorilor, din care avem fiecare în parte mult de învățat. Ce au făcut magii și ar trebui să facem și noi? Aceștia magii, după ce îl găsesc pe pruncul Iisus, îi se închină, îi oferă daruri. Apoi, foarte important, pe altă cale, ne spune evanghelistul Matei, s-au dus în țara lor. Citez în Evanghelia după Matei, din capitolul 2, versetul 12, ceea ce au făcut magii. Iată ce spune evanghelistul. Dar luând prin vis înștiințare să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Iubiții mei, în sens spiritual, expresia altă cale trebuie, nu ar trebui, ci trebuie, o spun imperativ, să însemne un alt drum al vieții pentru fiecare dintre noi. După întâlnirea cu Iisus la Crăciun, adică după întâlnirea tainică cu pruncul Iisus la Crăciun, drumul întoarcerii în viața fiecărui creștin, al meu și al tău, să fie cu totul altul. Poate drumul pe care venim acum spre Crăciun este unul al păcatului, al multora dintre noi. Dar, iubiții mei, drumul de la Crăciun spre casele noastre înapoi, spre viața noastră, spre noi înșine, să fie cel al unei vieți regândită și reînnoită. Adică venim pe un drum la Crăciun, dar să ne întoarcem înapoi la ale noastre pe unul cu totul altul. Pe o altă cale, pe o nouă cale a vieții. Închei, iubiții mei, dorindu-vă dumneavoastră tuturor ascultătorilor radioului Renașterea un Crăciun binecuvântat cu pace, cu sănătate, cu liniște și cu toate darurile pruncului Iisus din ieslea Betleemului. Sărbători liniștite și binecuvântate!